Drink IT. Salut! Astăzi avem un nou episod după ceva timp în care pur și simplu vrem să facem un update. Pentru că n-am mai postat totuși de cred 3 săptămâni. Asta o să încercăm să-l postăm cât mai repede după ce e filmat. Și doar vă zicem așa, un status al nostru. Am fost destul de ocupați și cu joburile, cu diverse evenimente. Dar ne întoarcem în formatul pe care l-ați văzut și până acum și, cum ziceam, să vă prezentăm niște update-uri. Care ar fi primul update? Primul update o să apărăm de acum înainte, probabil, nu știu dacă în toate episoadele, dar posibil în noul echipament. Avem o serie de țoale noi. Țoale. Da. Personalizate. Așa, o să le puteți vedea și pe Instagram o parte din ele. Pe care încă nu le-am postat, dar sper să le postăm până când apare episodul ăsta, cât mai repede, așa cum am zis. Avem șepci, maieuri, tricouri și o să mai facem niște din astea. Scrieți-ne în comentarii cum vi se par, pentru că noi suntem foarte entuziasmați de ele și sperăm să fie și alții la fel ca noi sau eventual să ne zică, bă, sunt urâte rău de tot. O să lăsăm în descriere link-ul de la băieții care ne-au făcut. Care ne-au ajutat cu astea pentru că au fost super de treabă și au avut o atitudine foarte ok. Adică efectiv nu au fost pe jigmăneală cum au fost alții, că merită să zicem și chestia asta. Unii chiar au încercat să ne jigmănească destul de rău și nu mi se pare corect. Dar găsiți link-ul celor care ne-au ajutat în comentarii. În comentarii, în descriere. Și poate la un moment dat avem două idei. Una din ele e posibil să facem la un moment dat un giveaway dacă găsim oameni interesați de așa ceva să participe la un eventual concurs. Ne gândim în ce concurs facem, vedem ce și cum. Și dacă sunt unii din voi interesați, poate la un moment dat facem o listă cu doritori și facem o comandă mai mare și vedem ce și cum. Dacă vreți să susțineți acest canal. Deși nu cred că să ne punem vreo dată, auzi că nu are sens neapărat. Așa, ăsta ar fi primul update. Al doilea update este faptul că o să revenim cu seria de giveaway-uri. Până acum am avut două giveaway-uri. Da. Și mai avem pe țeavă încă 4. Încă 4. Sau 5, nu mai știu. Trebuie să vedem câte produse mai avem. Așa, am vorbit deja cu câștigătorii de la primele două giveaway-uri. Sau nu știu dacă am cunoscut, sigur am vorbit. Poate eu am vorbit eu. Și a zis că, Așa și au fost de acord să ne acorde un interviu. Însă urmează să ne întâlnim cu ei, să le dăm produsele și eventual să luăm un interviu pentru că sunt tot din industria IT. Și având în vedere că suntem urmăriți de un număr uriaș de oameni, întâmplător suntem prieteni cu persoanele respective și le cunoaștem pentru că e un domeniu și ăsta ca oricare altul și să mai știe om cu om și cum să zic. Așa. Următorul update ar fi că vrem să continuăm și seria de invitați, care cumva se leagă și de update-ul anterior. Până acum am avut un singur episod cu un invitat și vrem să facem cât mai multe, practic. Da, avem o listă cu oameni care au vorbit din IT, să vedem dacă o să accepte toți invitația. Așa cum am zis la începutul canalului, noi vrem să aducem și oameni, nu doar programatori, și QA, și recruiter, eventual manager, dar putem să discutăm cu cineva care a fost pe partea asta. No. Primul dat a fost un arhitect. No. Așa că o să încercăm să diversificăm cât mai mult. În timpul ăsta cât am lipsit, unii din voi ne-ați scris comentarii pe care chiar le-am apreciat foarte mult. Vreau să-mi amintesc că ne-a scris un băiat la mea să ne ceară niște sfaturi pe Instagram. Și băi, chiar eu personal m-am bucurat foarte mult să-l ajut cu niște sfaturi, pentru că părea om într-o situație destul de nefericită legată de cariera și de experiența lui într-o anumită companie. Și părea că s-a simțit mai bine după ce am discutat și cu sfaturile pe care le-am dat. Așa că dacă treceți prin situații similare, puteți să ne scrieți. Vă garantăm că totul rămâne anonim, că la urma urmei noi facem asta pentru noi, nu o facem pentru vreo companie sau ceva. Deci, dacă aveți nevoie de vreo sfat, de vreo vorbă bună, de ceva, știți cum să ne găsiți, că nu e foarte complicat. O să mai apară și review-uri la diferite chestii, Lego-uri, adică o să continuăm cu toate seriile, inclusiv cea cu limbajele de programare. Exact, și parteneriatul nostru cu cei de la Brico Depot, iarăși ne-au trimis un model. Abia așteptăm să-l...
cum spuneam, am fost foarte ocupați, n-am putut să ne ocupăm. Dar nu știu dacă se vede pe țeavă aici sus undeva. Așa. Da, stați geală pentru că o să fie și concursuri, o să fie mai multe chestii mișto. Așa. Dacă aveți idei de băuturi pe care să le încercăm în episoade, că și asta ar putea să fie un aspect, tot așa pe comentarii. Deci, practic, aveți foarte multe chestii pe care puteți să le spuneți voi, toți ăștia mulți urmăritorii noștri. Mi-a scris cineva în comentarii că să facem un review la mai multe beri. Și asta poate să fie o idee de am putea face. Corect. Poate când atingem iarăși un milestone din ăsta important, facem o comandă de bere craft și ne îmbătăm puternic. Cam asta cred că a fost update-ul nostru. Scrieți-ne în comentarii ce v-am întrebat până acum. Sau orice altceva dacă... Un like, un share dacă vă place conținutul. Dacă vă convine, dacă vă convine. Bine, puteți să ne dați like și dacă nu vă place, nu ne supărăm. Like-ul la cum nu se plătește. Exact. Și keep in touch că urmează iarăși content și ne cerem scuze, de fapt nu ne cerem scuze, pentru absență. Se întâmplă, avem toți am nevoie de pauză să ne relaxăm, că exact. Munca care o facem nu e cea mai ușoară. Exact. Ceau, pe data viitoare! Cum vă spuneam, asta fiind un clip de update, am mai tras suplimentar această mențiune, pentru că inițial am uitat complet să vorbim despre acest aspect. Dacă vă întrebați de ce stau cu șapcă în casă, e pentru că, așa cum ziceam și mai devreme, e cu Drink IT, e nouă, e foarte șmecheră și place foarte mult. Și vreau să vorbim despre Softbinator Foundation și proiectul lor Talks by Softbinator. Acum, ce fac oamenii ăștia cu care am încheiat noi de curând un parteneriat de promovare reciprocă? Dacă vă întrebați ce fac, eu citesc din telefon, pentru că mai am niște informații pe care nu le-am memorat și asta e. Așa, deci cum spuneam, am încheiat un parteneriat de promovare reciprocă. Softbinator Foundation, ce e cu ei, cine sunt ei, este o organizație non-profit care are misiunea de a crea cea mai mare comunitate de IT din România și de a contribui la creșterea excelenței prin evenimente de dezvoltare profesională, de networking și susținere a proiectelor sociale. Talks by Softbinator sunt o serie de evenimente în care diversi speaker vorbesc de tehnologie, programare și se întâmplă de 8 ani, zice o persoană, 130 de ediții și au loc o dată la 2 joi, deci este bilunar, dacă am calculat eu bine, că știu așa, da, de la ora 19. Mai multe de informații găsiți pe link-urile de mai jos, le-am tot pus în descrierea clipurilor link către comunitatea lor, pentru că o să vă explic imediat de ce. Și la fel și pe pagina fundației și comunitatea lor de Facebook, grupul de Facebook. Acum, eu am participat la un talk din ăsta în data de 8 iulie 2015. Și pe vremea respectivă se întâmpla într-un pub din centrul vechi, dacă mi-am găsit bine. Și dacă mi-am găsit și numele, este Tunes, acel pub. Și am vorbit de la 19.50 la 20.20, de ce mă întrebați, împreună cu un prieten foarte bun de-al meu, Dan Constantin, pe care sper să-l avem și ca invitat cumva. El a zis că se bagă, acum să vedem dacă o să-și bage și când o să se bage. Și am vorbit despre Angular. O să vă las o poză atașată în care e descrierea evenimentului de atunci. Mi se pare foarte tare, chiar asta s-o caut înainte să scriu acest update, pentru că mi se pare tare să fie atașată și o să vă pun și o poză cum e de atunci. Doamne, dă banii tinereții. Și a fost foarte mișto pentru că am făcut și o sesiune de live coding și pe vremea respectivă nu era atât de mare hype și cu Angular-ul și cu partea asta de live coding. Oamenii în general veneau și prezentau noțiuni teoretice și a fost foarte bine primită prezentarea noastră și chestia asta ne-a dat un vibe super bun de atunci și nu ne gândeam că peste 5 ani de zile o să ajungem să vorbim din nou pe YouTube despre chestia asta. Mie personal mi se pare foarte tare. Mergi pe pagina de Facebook, verifică evenimente care te pot interesa pe viitor. Sunt tehnice, sunt foarte mișto, sunt relaxate. Chiar e foarte, foarte tare. Așa că, din nou, ciao și pe data viitoare. Pa, pa!